urmează dintre roasteri, ultimul om, mai exact, normal, Sergiu Mirică. Sergiu Mirică este un alt coleg de-al meu, e... Cred că ați observat, e foarte greu să faci roast de Mirică pentru că arată foarte bine. El pune frumos în ciorani. Asta a reușit cu cariera lui. Dar are totuși un mare defect, care e vocea, o să vedeți chestia asta. De fapt, vocea lui Mirică e atât de leneșe și se pierde din când în când, încât apare la efectele adverse pentru tratamentul cu hormoni. Vine acum pentru voi Sergiu Mirică. Wow, super, wow. Mulțumesc pentru aplauze, oameni buni. Este incredibil că ați venit aici și că mai aveți energie să aplaudați. Pentru Mitran, viața nu este roză, viața este ciroză. Ficatul lui Mitran e atât de mare și de negru încât ar putea să prezinte ce spun românii. Mitran, singura situație în care își dă găuri la curaie pentru că nu-l strânge bine la gât. Virgilia aici ca să vedem ce haine au mai băgat la târgul din Vaslui. E și un pic panicat, a avut un pic de emoții că e frică că începe ploaia și n-a apucat să învelească lucerna. Așa că trebuie să pleacă și... Life is life? Nu, life is las. La Virgilia. Virgilia e genul de om care și-a făcut cont de Filis ca să descarce ultimul sezon din Viața Satului. Mai are și freza aia de parcă udă bureții la școala de corecție. Da. Mirel mi se pare că arată un pic așa ca Aquaman, dacă apa ar fi fost distribuită de Radet, știi? Ori nu curge, ori rece de puține. Scuze, Mirel, n-am vrut să insinuez că ești homosexual, dar nici tu nu dai vreo șansă cu aia, să-mi fac. Eu încerc, dar arată ca o lesbiană malefică dintr-o telenovelă columbiană, așa. N-ascultă baceata, Mirel este foarte mare, îi place foarte mult DNB-ul. Se duce la petreceri, DNB înseamnă Dick and Balls. Asta. Mult îi place să danseze pe DNB. Oh. S-a mai spus despre Mirel că este vamaiot. Ceea ce e drăguț, e frumos, părinților lui nu prea le convine, că... Problema e că el de fiecare dată când se duce cu cortul în vamă, părinții lui rămân în București și trebuie să doarme sub cerul liber. Și... E un pic de ampulea. Plouă, e ca dracu. Cârje, gașca zurlii pentru copiii de la țară. Este incredibil ce se bucură copiii aia când pune cârje videoclip pe internet. Fantastic. Nu știu, cred că se bucură copiii cum se bucurau copiii în anii 90 când treceau mașini străine. Dă-ne bomboane, americanski, 1, 2, 3, Monday, Friday, pula mea. Fix așa sunt copiii de la țară când scoate cârje top 7. Mi se pare că cârje arată de, ca și cum Vlad Bill s-a încercat să deseneze din memorie un personaj din Ice Age. Da. Am impresia că dacă te apăs un pic aici, se umflă ochii așa într-o... Dobrotă! Dobrotă e așa înalt că n-are cum să nu fie și prost. Mocano. N-am ce pula avea să mai zici despre Dobrotă. Uite la el, mai e și din Brăila. Să supără, începe să înjure moldovenească, după aia nașpa, nu e ok. Yeah. Bine, hai că vă mai zic o glumă despre Dobrotă. Nu vreau să spun că e nespălat, dar la botez el n-a intrat în apă, doar s-a dat cu un pic de deodorant. Jesus, fuck. Da, Mocano. În primul rând, el s-a mai zis, a fost rapper și ar fi reușit în rap cât de cât dacă ar fi găsit trei rapper căroia să le dea regla podcast. N-a găsit. Așa că a trecut mai departe.
A avut o copilărie grea, a crescut într-un cartier mărginaș, periculos, a locuit într-un apartament cu multe ferestre și fără draperii, în care bătea lumina constant. Altfel nu-mi explic ochii ăștia mici, așa. E dubios, serios, de fiecare dată când vorbesc cu el am impresia că încearcă să citească subtitrările. Ce pula mea a zis să fac? E ca bunica mea când s-a uitat la Dala, zice, cine l-a omorât pe Jere, mă? Știi ce-a făcut? Da, nu știu care e faza cu ochii amici. Eu am impresia, jur, eu am impresia că vrea să vadă cât de departe au ajuns-o pe maică care s-au apucat după el de stand-up. Eu, mamă, să-mi bag pula! Ai de pula mea! Jesus fucking Christ! Are și copil. Am mai spus, este incredibil că a făcut cu atitudinea asta, dar are copil. Îți dai seama că e greu sexul cu el. Cât te chinui să nu-ți dai drumul. Dar are un copil, are un copil care este un copil superb, este incredibil, e frumos, bucle, blonzi, ochi frumoși. E clar că singurul material bun pe care îl are Mocanu este ăla genetic. Atât, asta e, copilul este dovada asta. Păcat că n-ați aplaudat gluma asta, e cea mai bună, păcat. Mocanu se duce cu copilul său la sărbările de la grădiniță numai ca să mai facă și el 10 minute în deschidere. Da, nu, ești băiat bun, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai făcut pentru mine. Adică după ce m-am apucat de stand-up la foarte scurt timp după am plecat în turneu cu Mocanu și cu Victor Bărac, care este aici și poate să confirme ce o să spun, care a fost un turneu fain. S-au întâmplat și căcaturi, adică am băut la Brașov, m-au huiduit oamenii, m-au dat jos de pe scenă. Interlop la Tecuci, la Galați am luat herpes, cumva. Serios. Cumva. Și cumva, cel mai nașpa, cel mai oribil lucru din turneul ăla e că am fost cu tine, Coaie. Mulțumesc mult de tot!